AV Podcast, primul podcast în acest studio nou. Sigur că am avut extragerea tombolei, sper că ați văzut-o, este și ea pe YouTube, dar încep astăzi seria cu invitații. O să fac o scurtă introducere, imediat vă prezint și invitatul, primul meu invitat. Din capul locului vă anunț că o să am în această serie de emisiune, această toamnă, sper că până spre sfârșitul anului, o să am câte un invitat, o să fim mereu doi. Emisiunile sunt înregistrate, nu sunt emisiuni live, nu sunt interactive. Sper că o să generez o campanie de emisiuni și de podcasturi frumoase cu invitați frumoși, invitați care, din punctul meu de vedere, contează în pescuit. Acesta este criteriul pentru că criteriul după care voi selecta oamenii care o să mă onoreze cu prezența aici. Astăzi, Ciprian Ene, Cipică, vechiul meu prieten, teribil de vechiul meu prieten, am vrut să încep cu el pentru că în cartea Crapii de curtea veche, carte care de asemenea joacă un rol important în ceea ce încep eu astăzi, cel puțin în prima serie de podcasturi, pentru că tot ce voi face de acum încolo și ce vom face, pardon, de acum încolo se va întâmpla în suportul acestei cărți. Ei bine, Cipică joacă un rol important în carte, are un capitol aparte, intervine mult în povești și joacă un rol important în viața mea și joacă un rol important în istoria pescuitului, foarte scurta istorie a pescarilor de crab din România. Și repede termin introducerea, mă scuzați și scuză-mă, Cipică, iarăși vreau să menționez că aceste emisiuni mi le doresc a fi, de altfel mi-am și imaginat eu sloganul ăsta, mai mult decât pescuit. Deci eu cred că o să auziți și de la Cipică și de la ceilalți invitați care vor urma aici lucruri care nu s-au mai spus, lucruri care nu s-au mai vorbit, lucruri foarte, foarte din interiorul fenomenului și chestiuni rare din punctul meu de vedere. Cipi, bine ai venit! Salut, Andrei! Vă salut pe toți cei care sunteți alături de noi! Andrei, îți mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur foarte tare că fac parte din proiectul tău. Avem multe proiecte în care am început împreună și mă bucur foarte tare că mă număr printre invitații tăi și că sunt primul din seria asta și sper să putem să discutăm acum și nu numai despre chestii importante și nespuse. Absolut. Ești primul pentru că ai și fost primul. Am scris și în carte, a scris fostul și în carte, Teo, prietenul meu. Eu consider că tu, chiar dacă erai mai mic, nu contează, eu aveam 30 de ani, tu aveai... Puțini. Nu știu, 15-16, nu știu câți aveai, nu contează, dar eu consider că ai făcut alături de mine primii pași în damblaua asta, că la început a fost o dambla, și apoi tu ai avut o perioadă în care nu te-ai interesat business-ul în domeniu, ai intrat puțin, adică nu, n-ai fost contemporan, da, n-ai fost contemporan cu mine cu business-ul, dar cu pescuitul la crab, cu boilesul, fenomenul în sine, am început până în același pionieratul, exact, da, în același timp. Eu consider că tu ai fost chiar și înaintea lui Maimuțoiu, adică Maimuțoiu, cu siguranță, da, pe Maimuțoiu l-am cunoscut amândoi în Crângaș și la magazin. Păi asta spun, asta spun și noi deja ne știam de prin 2002, cred, 2001. Am avut discuția asta vis-a-vis de 2002-2003 cu 1-2-3, da. Am avut-o cu Teo pentru că am încercat să punem cumva în timp întâmplările. Ne-a fost un pic dificil, nu ți-ascund treaba asta. Sper că n-am... Oricum sunt 20 de ani, asta e clar. Da. 20 de ani sunt. Bun. Esența discuției noastre de astăzi și cheia problemei este următoarea. Cel puțin pentru tine, dar nu numai pentru tine o să fie problema asta. O chestiune foarte importantă din punctul meu de vedere. Dom'le, uite, pescuitul la crab, sigur că debutează aproape în orice om, ca o pasiune, de multe ori poate dusă mai mult decât pasiunea spre dambla, spre... De ce nu? Pe locuri spre obsesie. Obsesie, chiar, da. Să mai întâmplă. Hai să fim sinceri. În momentul în care noi ne-am cunoscut și imediat după, la mine devenise un fel de obsesie. Plecam de la școală și veneam la magazin, da? Ok. Ei bine, în lumea asta noastră,
Și nu numai, dar ai vorbit de România acum, dar eu sunt convins că așa s-a întâmplat și în străinătate, mai cu seamă în Anglia, unde, mă rog, să spune că de acolo vine ora exactă cu povestea asta. Bun, dar vorbim de România. Frate, unii, uite că unii au ajuns să aibă succes, să aibă succes comercial, nu trebuie să ne ascundem de treaba asta. Uite, Ciprian Nene, Cipică, bun, el reprezintă brandul CPK, brand arhicunoscut de acum în România. Adică, bun, asta e, și cum să spun, asta e meseria ta, asta e viața ta până la urmă, da. Altceva nu mai faci. Bun, cum să spun eu, cum încep poveștile astea? Eu cred că asta e o chestiune interesantă pentru cei care ne urmăresc. Păi cum începe treaba? Adică te gândești de la început că tu o să faci bani în povestea asta? Sau banii vin după... Andrei... Zi, după o chemare și o zi, o pasiune și niște sacrificii până la urmă. Multe sacrificii, multe eforturi, dar când m-am apucat de treaba asta, de business-ul în pescuit la crab, sigur că mi-am dorit să reușesc la un moment dat, nici nu mă prea aveam alternativă, dar a fost complicat. E complicat în continuare, dar n-am avut o țintă exactă. Da, limita a fost... Iartă-mă, nu când te-ai apucat, stai, anticipăm, nu când te-ai apucat tu. Nu, tată, hai să luăm, uite, o luăm altfel. Primul tău concurs important, să spun, prima partidă. Zi un moment ăsta memorabil pe care ți-l amintești tu când erai mic. Nu sândulița, că n-am prins nimic. Primul concurs la Greca. Nu, erai prea mic. Primul concurs la care am participat vreodată. Nu. Hai să spunem Sărulești. Hai să spunem... Atenție, primul concurs unde tu nu erai în afaceri. Primul ca pescar așa. Am intrat târziu momentul în care am intrat în business, nu mai pescuiam în competiții. Tu răspund. Nu, necompetiții, nu contează, un pește mare. Deci dăm un moment în care, pe care ți-l amintești, remarcabil, în care, și nu erai, n-aveai firmă, n-aveai... Boilesmania, ok. Tâncăbești. Bun. Da. Era efectiv un pescar care a venit la un concurs, dar, repet, putea să nu fie concurs, putea să fie o captură, nu contează. Bun. În momentele alea, te gândeai tu că o să faci bani din treaba asta? Aici e cheia problemei. Nu, sigur nu mă gândeam la treaba asta, nu mă gândeam că vreodată o să mă apuc de vreun business în domeniu. În schimb, m-am dus acolo convins că la un moment dat o să se întâmple acel ceva la care visam. M-am dus convins că la un moment dat o să fiu bun în chestia asta. Eram convins de treaba asta. Faptul că tu mi l-ai prezentat pe Zvonko m-a ajutat foarte tare pentru că am învățat noi toți. Era mai devreme. Extrem de multe de la Zvonko și din momentele alea mi-am dorit ca la orice concurs la care particip să tind să fiu cât mai sus pe podium, câteodată mi-a și ieșit. Bun, de ce, cum să spun, e clar că pescarul român simte nevoia asta, cred că e o ancestrală faza, să iasă în față sub o formă sau alta. Mi-amintesc de când eram mic, nu știu, și îmi povestea taică-mi să-l ierte, dom'le, te duceai pe o baltă și șmecherie era să prinzi mai mult decât ceilalți. Am prins, știi, înțelegi? Bun. Cred că e o chestie masculină să fii cel mai bun dintre, exact, de pe malul tău. Exact. Deci chestiunea asta se întâmpla. Sigur că noi toți, sau cel puțin, mă rog, gașca noastră, cred că e o chestiune generală, am simțit faza asta. Da, domne, vrem să ieșim în evidență cu toate că eram pasionați, dar voiam să fim și văzuți, să fim remarcați cu ce facem, că aveam senzația că facem bine. Sau dacă cel puțin facem ceva nou, era o chestiune la început. Dar vezi, întrebarea pe care ți-o pun eu este când se produce declicul ăla către afaceri, știi? Păi, nu cred că pot defini momentul ăla, pot povesti dacă vrei, dar nu-l putem defini în sensul în care, nu știu, am bifat, asta ai făcut, da, bifat, gata, dom'le, acum sunt gata de afaceri în domeniul ăsta, nu, nici de cum. A fost un moment, un cumul de factori care a dus la începerea business-ului CPK și
pentru că, așa cum am spus, a fost un cumul de factori. Am avut niște aturi la momentul respectiv, ambiție și cred că la fel de important am fost și suntem în continuare corecți față de client. Asta mi se pare un lucru foarte, foarte important. Dar, cum să spun, devine clar că drumul, cel puțin pentru cei care au avut succes, și de ce să ne ascundem după deget, chiar și Cipica în carne și oase, dar brandul lui CPK este un brand de succes în România în momentul de față. Asta e situația. Da, Dumnezeu să fie cât mai mult timp. Cred că este o chestiune, un început sănătos și organic ce vorbim noi aici, pentru că au mai existat cazuri, nu zic, poate că unele au reușit, dar poate scapă mie acum, dar chestiuni forțate, știi, chestiuni care nu s-au născut în... N-au avut perioada lor de dospit, de coacere, de știi până să... E important să ai un incubator bun. Asta spun, la tine a fost lung. Tu cred că ești un exemplu aparte. Din tot ce știu eu, mai toți s-au cam repezit cu SRL-ul. Serios. Păi da. La tine a fost lungă. Da, uite, eu chiar discutam cu o cunoștință comună de curând. Mai nou, câștigi un concurs... și îți faci SRL-ul, cum ai zis tu. Eu am câștigat niște concursuri, m-am lăsat de ele și după ceva timp am zis, bă... Ai revenit, da. Hai, de dar ce nu? Te-ai lăsat de concursuri, dar ai fost mereu prezent în... Mă rog, ai avut o perioadă... Da, ai un blab în toată lumea asta după de, pești. De concursuri m-am lăsat și când am zis că m-am lăsat, nu că am lăsat-o mai... Da, știi. Mai moale. Știi bine. Dar ai fost după pește mare, după... Mă rog, ai fost pasionat și pescuiesc mult. Chiar și acum, când sunt ocupat. Mult mai ocupat. Și o să spun o scurtă poveste despre treaba asta. Chiar și acum când sunt ocupat, merg la fel de mult la pescuit. Mi-am autoimpus treaba asta să merg în continuare la pescuit și pentru că încerc să mă duc în locații diferite sau să, nu știu, să îmi fixez cât un target, încă nu m-am plictisit de mers la pescuit, ceea ce mi se pare important că pescuiesc în jur de 100 de zile pe an, ceea ce nu e puțin deloc. E mult, că e aproape 3 medii. Da. Spuneam că am o poveste acum destul, nu știu, mulți ani. Am fost vecin de stand cu Martin Locke. Pe un lac undeva în Franța. Patron în firma Solar. Fostul patron al firmei Solar. La vremea respectivă. Deținător de record mondial. Un nume important și... Iartă-mă, trebuie să fac precizarea că a venit acolo la fileu și autorul celebrelor vorbe, celebrului citat, nu pot eu să inventez cu viteza cu care mă copiază chinezii. Da, deci om care a adus multe găselnițe în pescuitul la crap. Da. Da. Și stăteam de vorbă și eram foarte entuziasmat, îi povesteam de începuturile CPK, ce urmează să... care e planul, ce vrem să facem și a zis, băi, de ce faci asta? De ce vrei să faci treaba asta? Zic, păi, ca să am un job care să-mi permită să merg la pescuit și mai mult. Și a zis, greșit. În perioada în care ar trebui să fii la pescuit, clienții tăi au nevoie de tine în fabrică. E adevărat. Și este 100% adevărat, doar că în momentul ăsta îmi doresc să pescuiesc și reușesc, din fericire, să pescuiesc cât de mult, chiar și în sezon. Chiar dacă în sezon partidele sunt mai scurte, reușesc să fac treaba asta, dar în primii ani a fost 100% real ce mi-a spus el. Da, uite, dar oricum pentru tine un teribil avantaj a fost faptul că ai luat-o de foarte devreme. Tu câți ani ai acum? 36, mulți înainte. Deci, cum să spun, ai timp și de una și de alta. Încă poți să le, da, poți da, să da, le împarți, probabil că puțin mai târziu o să mai alegi din ele. Dar da, asta a contat la tine, cred că la tine a contat foarte, foarte mult, că ți-am zis, ai fost... De fapt, cred că nu vă spun faptul, dragii mei, că am primul singur din România care a luat-o așa de puștere atât de devreme. Deci da, eu nu mi-amintesc. Da. Bun, ce era? Hai, ne întoarcem la crapii de curtea veche. Ce era Zvonco? Eram eu tot cu Zvonco, o pormă cu tine, mai venea Vlăduț cu noi. Și exista, i-am cunoscut la vremea. Exista cumva în paralel și gașca cu Radu și Leo. Păi nu, imediat. Da. Da, în paralel se mai întâmplau așa. Mai erau tâmplarii la vremea respectivă, nu-i cunoșteam.
Da. Dar ei, s-auzise de ei că sunt doi frați care fuseseră și la un concurs de selecție la Sărbăie. Mă rog, da. Își luaseră scule. Păi, ce era pe vremea aia să ai scule? Stai ușor. Păi era... Stai ușor. Deci nu puneau la socoteală faptul că era extrem de scump, inimaginabil de scump, dar cu banii în mână nu aveai de unde să le cumperi. Hai să zicem că mai plecai în, nu știu, în străinătate. Da, bun, ba da, dacă era, aveai... era complicat. Găseai la Gipo. Țin nu, minte. La noi nu. La noi nu. Nu găseai. Da. Mai găseai la Gipo. Mai găseai, dar tot echipamentul. Nu. Găseai niște mulinete Shimano. Dar dacă vrei patru, n-aveau două sau una. Corect. Ceva de genul și ăsta. Și costau fabulos. Oricum, ce pot să spun și să vă spun, dragii noștri, la începutul anilor 2000, un echipament complet de crap. Cam cum e acum unul normal, așa, mediu. Mediu, nu? mediu. Mediu, normal, bine, nici, la nici... Nu, mediu, corect, da, corect. Cort, pat, scaun, rotpod, lansete, mulinete, avertizori, sacea de recepție, saci de păstrare. Două genți și acareturi. Bun, mă hazardez să spun și știu ce jumătate vorbesc. Jumătate de apartament. O garsonieră. Da, da. Deci, da, în mod cert, da, era contravaloarea unei garsoniere într-un mutabil. Așa e. Asta vă garantez. Așa e. De aceea, cu foarte mici excepții, uiteți, vom cu o excepție, că acum era nebun, nu știu, dădea câte o lovitură și a apărut toată, cu toate, de la Pelzer, dacă mai zic. Bun, bun, dar noi toți, cumpăram? Și chiar și noi. Cât un pic. Chiar și eu cu Vlăduț, proprietar de magazin. Da, bă, cât un pic. Mergea, bă, frate, mă, toată odată, dacă e contravaloarea unei garsoniere. Da. Bun. Păi câte garsoniere aveai atunci? Nici. Bun. O discuție, nu știu dacă cât de poate că erau scumpe, nu știu cât de scumpe erau ele, dar noi românii atunci aveam venituri mici, frate. Da, puterea acum, de cumpărare era acum extrem de mică. Sunt veniturile mai mari, știi, atunci aveai venituri mici, tată. Nu, veniturile și acum sunt mici, dar puterea de cumpărare e ceva mai mare. Da, mă rog, adică nu știu, puteai, nu cred că erau puțini românii care câștigau jumătate mulinetă scumpă pe luni. Da. Cam era salariul, jumătate mulinetă. Da. Deci, eu primele mele, am scris și în carte, i-am zis, hoțul a scris. Prima mea baterie, o baterie SERT de 4 lansete cu 4 mulinete, în an să uite la tot de la Virgil, în rate. Mi-a făcut niște rate și un an m-am prezentat și plăteam. Păi nu se pute. Nu se pute. Lucra la Antena 1 pe vremea aia, dar erau prohibitiv de, da, de scumpe. Da. Poate că și ăsta a fost motivul pentru care căruța asta s-a urnit destul de greu. În, da, dar uite că acum lucrurile se întâmplă foarte, foarte rapid. Cred că atunci, în 2002-2003, nu cred că concepeai că îți poți cumpăra, dacă am echivala cumva valoric, mulinete cu o mulinetă decentă cu, nu știu, 300 de lei, 400 de lei. Acum poți face treaba asta. Atunci n-aveam variante. Nu se pute. N-aveai cum. A fost celebru care i-a făcut bătut mulți pe scap. Celebru Banas Helicon, dacă ți-am Da, cum am avut. Da, aveau 2 kg bucata, dar și... era o mulinetă decentă și prima mulinetă accesibilă, dacă... Da, accesibilă, tot cum zici tu așa, acum la 80 de euro, să zicem, contravaloare. Mai 100. Țin minte exact. Nu, era, dar, mai zice acum, 400. Da. E adevărat. Puteai să-ți cumperi 4. Da. BBDRC-ul, când s-a auzit de el în România prima oară, era... 18 milioane la Gipo. Voilà, și în euro... 3-400 sau da, nu știu. Scump. Da, scump. Cred că erau dolari atunci. Dar n-am să uit că, uite, zice și în carte, dar spomenesc, poate că tu ai prins faza, când am adus eu primul Skypod în România, care s-a văzut vreodată în Franța, l-am văzut, l-am cumpărat. L-am echipat, atât am avut și eu bani atunci, am adus în Franța odată, cu am micron, luat 4 micron de aia, cei mai ieftini, da, de Vox, swingere. Îi aveai când ne-am așa, cunoscut, bravo, la Sărulești. Păi să vezi, înainte de Sărulești, păi deja nu mai era al meu. Aici vreau să ajung, îl cumpărase LV-ul dumneavoastră. Dar i-am zis, bă, mă, lași să mă lua concurs. Deci cam asta era. Bine. Da, fii atenție, eu eram proprietar de magazin, dar aveam un Skypod cu echipat, pe care l-am vândut, dar i-am zis clientului, stai așa că ți-l aduc după concurs. Că, deci, cam și ce... tu mai oricum l-ai mai ținut prin magazin un da, pic. Da, cam ce forță. E bun, dar faza miștoacă este, băi, și uite, producție martor și poate Pane, Coco, nu știu dacă era cum. L-am pus, adevărul e că pentru vremea și acum e.
impresionant. Impresionant, da. Sus, dar atunci era, ziceai, că racheta spațială, bun. Păi, stai un pic, noi veneam de la crăcanele din electrozi, da? Corect, de acolo veneam. Sudat. Da. Bun. E, și a intrat leveul dumneavoastră, iete, magazin, și a zis, ce este? Piute, Fox, Skypod, pam, pam, pam. Bagă-l în portbagaj. Deci nu că cât costă, deci cât costă nu mai era, nu mai conta. Bun, astea au fost vremurile, au fost, dar bă, cum să spun, eu sunt convins că noi spunem acum cu mare aplomb și sinceritate, dar partea necrezut. Deci, da, niciodată, sigur, sigur, există persoane care zic, uite și pe aia. Da, eu, deci nici eu poate că n-aș crede dacă aș auzi așa ceva. Da, e greu de crezut, mai ales acum. De fapt, știi ce? Cei care nu cred chestiile astea, oricum habar n-au cine e leve. Da, mă rog, un domn care nu mai e între noi, da, și care... Un domn important. Hai că veni vorba, uite, suntem în luna iulie și la sfârșitul lunii ăsta, dacă nu mă înșel pe 30, să împlinesc foarte mulți ani de când, teribil de mulți ani, nici mi-am dat seama că n-au trecut de când a plecat, cred că, nu știu, cred că în 2012 s-a prăbădit el, dacă nu mă înșel, 12 sau 13, dar cred că 12, ce aveți, cât sunt, 19 ani? Sunt nu sunt sau cât sunt? Nu. Nu, 9. 11. 11. 2023, dacă ar fi 2012, 11. Uite, au trecut peste 10 ani au trecut de când, da, de când s-a prăbădit. Cred că în 2012 s-a prăbădit. Parc. Sau 13, nu mai știu. Dar cred că 12. Că 13 am fost noi cu Next Gen-ul și nu mai era. Cred că era în desfășurare Corbu atunci. Mă, în fine, da. E, bun, nu contează. Era un client al, ca să revenim, un client al magazinului și, mă rog, e foarte interesant cum a plecat drumul ăsta și de asta iar vreau să te întreb pe tine și nu știu cum gândeai, dar tu erai mic, nu știu cum gândeai tu atunci, poate că gândeai mai optimist ca unii dintre noi, dar ceea ce e de spus și e scris și în carte, mi-aduc aminte foarte clar că azi când explicam eu lui Vlăduț, eu am crezut în treaba asta, nu știu de ce, am avut nebunia asta. Domne Vlăduțe, fii atent aici. Într-o perioadă de timp, nu știu să o spun care, bărțile noastre nu o să mai fie cu bambine, cu bombe, cu... O să fie toți pescarii, o să aibă rotpod, avertizori, swingeri, fir de păr, mincioc, saltere de recepții. Du-te, domne, de aici, în România, n-are nici, nu o să dispară niciodată, nu o să dispară bambinele. Nu există așa ceva. Băi, eu am văzut treaba asta. Apropo, tu vedeai că, adică credeai că se va ajunge unde suntem acum? Andrei, speram că se va ajunge pentru că aveam acces la ceva... La ceva informație, taică mi-aducea reviste de prin Franța și de prin Italia, dar o să te dezamăgesc, n-au dispărut bambinele, să știi, și nici monturile de tip bombă, și ele sunt... Da, dar reprezintă o minoritate. Nu, te înșeli. Crezi? Da. Te înșeli. Dar cel puțin pe unde mai umblu eu, dar nu știu. Altfel, întreabă-l pe Vlăduț, poate să-ți confirme. Bă, nu știu, eu am mai fost așa, dar sigur, fenomenul s-a dezvoltat foarte tare și chiar dacă poate nu e vizibil, el continuă să se dezvolte și sunt din ce în ce mai multe bălți catch and release. Din păcate nu sunt așa multe bălți cu capturi fenomenale, dar sunt câteva care s-au dezvoltat foarte bine și aud tot timpul de proiecte noi. Cred că, adică sper că la un moment dat se va ajunge acolo. Eu consider dar că, mai avem destul eu consider de mult, că balanța s-a înclinat invers, dar mă rog, dar nu te contrazic. Dar eu zic că s-a înclinat invers balanța între bombe, bambine și echipament cât de cât. Pentru că vede acum, auzi, dar stai puțin, bun, nu trebuie să umblăm pe bălți. Hai să ne uite pe de-astea, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok. Păi de-ai vezi pe toți, am văzut că au și ei acolo, că... S-ar putea să fie... Sau să poate fie, că nu se filmează. Exact. E un pic mincinoasă statistica asta de pe Instagram și Facebook. Nu, dar, să nu o statistică. Să, ce știi vedem, că, așa? Să știi că frecventez bălțile și să știi că oamenii n-au nicio problemă să dea cu lansetă de feeder și bombă. Da. Da. Bă, asta e. Probabil iar, că ușor, iar bambina în fața sau după avertizor e la ordinea zilei. Revenim deci la... scoatem din ecuație cele 10 bălți... Ei, lasă că nu 10, să nu fie mai bun. Multe. Bun, ok, sigur sunt mai multe. Da. Da? Revenim la esența acestei prime emisiuni. Tu, Cipică, ești în punctul, suntem în 2023, luna iulie. Ce e în sufletul tău acum, nu știu, ce e mai important în acest moment când, nu știu, te pui seara în pat?
Lasă-mă să te întreb. Pescuitul, car fishing-ul, așa cum, mă rog, cum, căruia ai dedicat, aș putea spune, jumătate de viață, da, s-au făcut de bani? Măi, pescuitul pentru mine este extrem de important. Bun, sună ciudat să spun că mi-ar fi greu să trăiesc fără pescuit, dar trăiesc pentru că merg la pescuit și merg la pescuit des și am norocul să fac asta împreună cu familia și mă duc la pescuit și să mă relaxez, mă duc la pescuit și să prind pești și să-mi încarc bateriile și să muncesc. Deci pescuitul ca și activitate e extrem de important pentru mine. Am norocul să și trăiesc de pe urma pescuitului, dar dacă Doamne ferește s-ar pune problema, sigur că aș putea să fac și altceva. Apropo, ai putea să faci și altceva? Păi n-aș vrea să fiu pus în situația de a afla. Dar eu îți mărturisesc că nu. Fără pescuit, nu cred că aș putea rezista prea mult. Adică mă simt rău dacă nu merg la pescuit. Nu știu, sună ciudat pentru unii. Pescuiesc... Nu, stai, iartă-mă, întrebarea era alta. Mergi la pescuit, bun, dar te-ai vedea, nu știu, angajat la bancă și să te duci tu în weekend la pescuit? Adică... Nu prea. Să tai nu macaroana. Prea. Macaroana ce pe cat tăiată? E ca și cum ți-ai tăia o mână? Hai, ambele mâini, dar... Nu pot să-mi imaginez treaba asta, pentru că vezi tu, macaroana asta ce pe casă a îngroșat așa un pic, au trecut vreo 11 ani de când totul croșetăm la CPK, e un pic complicat să se taie macaroana așa dintr-o dată. Sigur că nu e imposibil, dar îmi place să cred că avem experiența, tăria, maturitatea încât să evităm un asemenea dezastru. Nu știu, dacă s-ar pune vreodată problema să nu mai existe CPK, sigur aș face ceva în domeniu. Eu sunt de formare profesională jurist, dar nu mă văd la costum într-un birou, nu, sub nicio formă. Nu, Doamne ferește, și nici nu asta era... Era o chestiune absolut ipotetică, da, contrafactuală. Nu, pescuit, ce ar fi dacă... Nu știu ce ar fi dacă, sigur ar fi cu pescuit. Nu, eu nu știu dacă observ tu așa ușor, ușor, recunosc că mă folosesc poate puțin de tine să induc celor care ne privesc și să încerc să chiar să le demonstrez o chestiune în care eu cred cu mare tărie, nu e prima oară când o spun. Doamne, dacă faci ceva cu mare pasiune și cu enorm de multă ambiție, dar din plăcere, deci chestiunea aia te mistuie, bă, mai devreme sau mai târziu, culegi și material roadele în problema respectivă. Da, nu e... ai cum să... Adică sigur este, că da, după părerea mea, rețeta succesului. Asta e rețeta succesului. Dar în condiție, repet, și chiar și la noi în pescuit, și cunoaștem, nu trebuie să nominalizăm. Doamne, au fost oameni care, primul pas, prima jumătate de pas pe care au făcut-o, au făcut-o ca să fac și eu niște bani, iasă în domeniu, să nu se poate face ceva. Da, ei, cunoaștem ei n-au prea reușit, hai să fim serioși. Da. N-au prea răzbit. Știi? Da. Povestea lui Cipica în pescuit n-a început cu gândul la bani vreo secundă. În momentul, absolut, asta în momentul în care eu m-am apucat de pescuit. Mă, ești exemplu bun, nu, da, rău, stai. Tai că mai avea suficient bani să mergă la pescuit. Am și zis treaba asta, nu știu dacă ai observat, da, în carte. Mulci, da, bine. Absolut. Dar, cum să spun, tu ești aici exemplu bun și, în general, cam tot ce să mai vedeți pe aici în perioada următoare, cam tot în aceeași categorie se vor încadra, că sunt prietenii mei, că nu sunt, că sunt în gașca asta, că nu sunt, nu obligatoriu, că putem lua și persoane care nu sunt în relația apropiată mie, dar care sunt convins că a căror poveste e oarecum la fel. Adică, repet, nu oameni care au premeditat venitul în pescuit pentru făcut bani. Nu cred că poți premedita treaba asta. Poate, pentru cum că... au mai fost? Cum ai? În pescuit? Da. Asta vreau să spun. Păi și poți să... Nu, care au și avut succes. N-au avut, dar au încercat. Ok, care au avut succes, nu cred că există. Nici eu nu cred. Dar adică nu pot să, nu vreau să dau. Toți oamenii de succes din pescuit și cunoaștem, cred că, pe majoritatea. Și nu sunt foarte mulți. Da? Mai ales în pescuit. Sunt pasionați și au un istoric stabil în spate. Ajungem la întrebarea principală până la urmă. Pescuit pentru bani sau bani pentru pescuit?
Wow. Păi e clar că ai nevoie de bani pentru a merge la pescuit, așa cum o facem noi. Uite, eu poi mâine dimineața la ora 5 plec la pescuit în Franța. Rainbow. La Rainbow. Tu, cu cine? Nu, cu un prieten, Adrian Șteț, nu... Eu știu. Băi, scumpă distracție. Yeah. Ne ascundem după deget. E că am fost cu tine. Da. Păi acum au mai intervenit niște chestii mai scumpă, dar okay, nu contează. Am fost la pescuit. Da, și noi avem bani mai mult. Așa e, așa e, așa e. Deci am fost la pescuit la Oradea, la Ianis. A, la Ianis, da, știu. Cu ăștia de la Solar. Nu. Cu CPK și prietenii. Tot lacul acum. Da, acum de o lună. Iartă-mă, da. Două. Ai zice, hai domne, că e aici la noi, la Oradea. Băi, e scumpă distracția. Mai ales dacă e tot lac. E scumpă distracția, da? Dacă mergem, nu știu, mergi un weekend la Tâncăbești și ai zice, hai domne, că e aproape. Băi, iarăși e scumpă distracția. Oriunde vrei să mergi la pescuit, așa cum o facem noi, e cam scumpă distracția. Sigur că avem nevoie de bani. Adică, merg la pescuit... Vezi, la mine e varianta ideală. Merg la pescuit din plăcere și făcând asta, la un moment dat se întorc și niște bani. Asta e norocul meu. Așa e. Da, e clar că avem nevoie de bani. Adică dacă spun cuiva sau dacă cineva crede că putem susține, nu, domne, face din pasiune, așa, glumești, e jobul meu. Trebuie să mănânc, să-mi hrănesc copilul, copiii, că urmează al doilea, adică e... Doamne ajută. Da, e job, facem bani. Bun. De asta ne trezim dimineața. Acum 20 de ani te-am văzut în carte, te-au văzut în carte cititorii și cei care se uită la noi, să sperăm cât mai mulți, te-au văzut unde te situai. Acum, iată-te aici. Unde te vezi peste 20 de ani? E complicat. Unde mă văd peste 20 de ani? Mă văd făcând exact același lucru. Sper doar într-o... Să se întâmple tot într-o piață un pic mai dezvoltată. Într-o lume a pescuitului unde există niște valori. Acum nu există valorile astea. Stai să iei, la ce te referi? Acum 20 de ani noi credeam în niște valori, domnul ăla e pescar bun, ăla are experiență, Nițu era Dumnezeu nostru, da, și e un pescar respectat. Acum se apucă ieri de competiție, poi mâine sunt producător de nadă, peste două luni zice, eu am câștigat 7 locuri 3 și 2 locuri 2 pe sector și... Stai. Păi și cu ce te deranjează pe tine? Atenție! Mi se pare nu, că... stai, nu Ciprian, nene. Pe tine CPK SRL, cu ce te deranjează problema asta? Dar nu mă deranjează neapărat, doar că eu, Ciprian, pe tine te înțeleg. Mi-aș dori să fie un pic altfel. Acum, nu 20 de ani, acum 15 ani, cu toții știam și toată crapmania știa cine a câștigat Cupa României. E adevărat. Da? Da. Sau cine a câștigat Mircea Gheran, da? Își trage... renumele de la Hobaia. Tengo. Da, de la Hobaia. Absolut. Băi, toată lumea știe că el a câștigat concursul ăla la Hobaia, da? E adevărat. Acum sunt 800 de concursuri. Păi aia e, că atunci erau și 5 concursuri. Așa este, așa este, așa este. Dar acum sunt 800 de concursuri cu 900 de câștigători. Nu știu dacă ai observat că mai nou, dacă bați 7 echipe, ești câștigător de sector. Pe vremea noastră erau 80 la Dârvari. E adevărat. Locul 1, 2, 3, punct. E adevărat. Da? E adevărat, dar să știi că nu cred că e tocmai rău pentru fenomen că se întâmplă treaba asta. Eu n-am cred zis că e tocmai rău. Eu n-am zis că e rău, doar că nu... Ție nu-ți place. Place. Doi, dacă n-ar fi, e bine, acum recunosc că fac puțin pe avocatul diavolului, dar asta e discuția noastră de podcast. Doi, dacă n-ar fi atâtea sectoare, sectoricele, concursorașe, da, atâtea bălți și atâtea... Apropo, cred că vorba ta, acum am venit ideea asta de haioasă, cred că producția de cupe, de trofee, egală cu aia de boilers în România. 100%. La pescuit. Păi da, apoi... pentru că folosesc puțin boilers și sunt 21 de cupe la un concurs. E, voilà. Dar dacă astea așa nu s-ar împrăștia și uite, n-ajung pe rafturile, nu știu, birourilor și habar n-am, poate că asta e mână pe ei în luptă mai departe, ceea ce nu e tocmai rău.
Că știi ceva? Păi știi ceva? Uite cum sunt așa de multe, enorm de multe concursuri. Bă, nene, au participanți. Unele, sigur că da. Auzi, multe sunt concomitent, știi bine? Da, sunt, cred că, 5-6 concursuri în același timp. E, de aici deducem că în România, sau hai să spunem Muntenia, în zona noastră, cred că vorbim fără exagerare de câteva sute de echipe care cam participă, nu? Sute. Garantat, garantat. Dar pe mine, de fapt, știi ce mă deranjează? Că oamenii au uitat să meargă la pescuit de plăcere. Ia, asta e și veterna mea poveste, dar știu. N-ai cum, deci asta mă deranjează. În dar rest, nu că au uitat. Sunt unii, o cred că n-au mers niciodată la pescuit de plăcere. Eu cunosc pescari de competiție care niciodată nu au mers, nu merg, nu au de gând să meargă la pescuit la crap. Așa e. Pe ce ies? Pescuiesc degeaba, așa de pomană. Ce ies? Pe mine mă mâhnește treaba asta. Știu, și pe mine, dar eu aș putea să mă arăt mai mâhnit chiar decât tine. Repet, tu care ești că în domeniu, în business, în domeniu, și ceea ce o să fie și majoritatea viitorilor mei invitați cu afaceri în domeniu, pentru că de-aia au punctat într-un fel zona asta noastră, n-ar trebui să te mâhnească așa de tare. Repet, nu e tocmai un lucru rău. S-o să se ducă, dacă din, altfel nu s-ar duce. Din punct de vedere al business-ului... Dacă n-ar fi concurs, vând sculele pe OLX și nu se mai duc. Așa e, din punct de vedere al business-ului, e un lucru bun. Da. Dar eu, Cipică, am voie să fiu și subiectiv. Absolut. Mai cu seamă că obiectivitatea se poate defini ca o subiectivitate foarte bine argumentată. Deci dacă dăm argumente, da, suntem deci, subiectiv-obiectiv. Însă... Tocmai de aceea eu consider că, cum să spun, lucrul ăsta nu poți să-l schimbi. Nu îl schimbăm noi. A, sigur că dar nu îl schimbăm noi. Mamă, să uite la noi acum și să zică, bă, ce dreptate au băieții ăștia, da, mă duc eu, mă duc eu la pescuit de plăcere. Da, da. Nu, noi nu schimbăm. Eu consider, și ajungem la alt punct important al discuției noastre, că putem, eu cred că am misiunea asta, o am ca în Blues Brothers, știi, de la From God, înțeleg? Ai misiunea? Serios. Dar, dom'le, am misiunea ca, și știi ceva, eu am mai contribuit la treaba asta, poate cei mai tineri nu știu, tu știi. Mi-am adus și eu aportul, sigur, cu Vlad Pavlovici, cu cei care au fost, cu AVP-ul, cu, deci am reușit de la la un nivel, dar nu e o rușine ce zic acum, că și în Anglia a fost așa, și în România la începutul, acum 100 de ani scria și Slavi și Sadoveanu scriau că pescuitul era apanajul boschetarilor oarecum, adică mai nu eram o delimitire foarte intelectuală să fii pescar sau pescar de crab. Da. E, și Mărin Mușatescu, sigur, pe spinning, și deci au fost niște persoane, Arif, în fine, care au, Drăgoi, au contribuit la, cum să zic, să mai ridicăm, să mai intelectualizăm, nu știu cum să zic, puțin faza asta. Bă, și pe alocuri, să știi că am mai reușit. Adică, repet, am avut și noi că am murit printul acum, dar am avut și noi o revistă Glossy cu, să vindea cu peste 10.000 de pe lună, 8.000, 10.000 pe lună, să tipărea vreo 15.000, tu știi că ai avut și tipografie. Știu exact, adică, dar n-am murit acum. Nu contează când am murit, dar vreau să spun că au fost niște momente când și chestiunile astea prezentate puțin mai frumos, adică nu mi-e rușine să spun că suntem, nu boschetărește sau iertați-vă pentru expresie, de serios, au funcționat. Și bă, și în general funcționează, pentru că tu, poate că tu te învârți mai mult ca mine, dar și să știi că și eu umblu cu filmările mele, mai ales ăștia puștii, mai puștii decât tine, ăștia de 30 de ani, că m-au apărut câțiva, bă, sunt băieți, să știi, băieți fiind civilizați. Bă, sunt băieți fiind civilizați, că nu... Da. Eu n-am văzut mulți bombardieri. Mai sunt, dar nu sunt așa de... Mai sunt, dar nu... Dar nu deranjează pe nimeni. Nu deranjează, dar vreau să spun că băieți care se uită și pun pe o revistă, pe o carte, pun YouTube, adică, cum să spun, nivelul nu este atât de coborât. Sigur că există și chestiuni sub ștachetă și chestiunul ăla excepțional. Bun, nu cred că e o problemă pentru nimeni dacă nivelul ar fi foarte coborât, dar nu... Mai e, pentru că eu cred că lucrurile sunt legate. Eu cred că cu cât nivelul e mai sus, că de-aia vorbeam de o misiune, așa, glumesc puțin, eu cred că lucrurile vor funcționa pentru toți mai bine și mai cu seamă pentru voi, cei care trăiți din asta. Sigur că nivelul nu e sus în România în general. În general, e adevărat. Hai să deschidem ochii. Nu poți să fii peste societate, e adevărat. Da? E adevărat. Și ăștia suntem. E adevărat.
Asta e adevărat. Ei, dar ce vreau să zic, că am divagat, că de asta e discuția, mai ales cu tine. Deci, din acest punct de vedere, cartea asta în care, așa cum spuneam, și tu ai o parte, am un poate, capitol și mai sunt multe, foarte mândru ești pomenit. Mulțumesc. De treaba asta. Și Cipică mi-a dat mesaj când a terminat cartea, am citit-o, am plâns, m-a impresionat teribil mesajul. Bun. Uite, am uitat să-ți spun, maică mea îți mulțumește foarte mult pentru exemplarul semnat, da. Să rămână. Să rămână, doamne. Eh, fii atent aici. Deci eu, cum să spun, cartea asta s-a cam comandat, tot ce am făcut noi, am avut-o și la expoziție cu preț mai mic, 50 de lei, am avut-o pe site cu tot felul de bonusuri, ultima oară cu șef și daiva, cu tombolă, cu... S-au făcut și suta aia de cărți, am tras și alea la sorți, acum e cartea normală la liber pe site, la sns.ro. Bun. Dar și cred că și-a atins în acest moment, că au trecut, uite, niște luni bune de când am lansat-o, din martie, aprilie, mai, iunie, iulie, pat câteva luni. Deci comenzile acum stă așa, nu știu, te dau un exemplu, ultima săptămână s-au mai comandat, nu știu, 15 cărți, habar n-ai, că nu mai... Da, asta, da. Deci cam cine a fost interesat, că e băiat inteligent, mm-hmm, și o interesat, că vrea să vadă dacă am scris și de el, că nu contează, să uite la poze, din diferite motive s-a cam comandat. Cred că nici nu e un secret, nici nu mi-e rușine să vă spun, poate că pentru mulți dintre voi, că la care le-am mai spus, au zis că, ai domne, că nu se poate. Nu cred că am atins 800 de cărți vândute, cred că 700 și ceva. Dar tu, dacă ar trebui să știi, dar poate că te-ai rupt de lumea asta, dar pentru literatură să știi că e mult. Pentru vânzările, nu serios, pe cărțile normale. Da, dar la noi treaba e și mai nișată. Adică e foarte nișată, trebuie sigur. Să fii, nu e suficient să fii pescar, ca să fii pescar de crab, că altfel știu, nu prea știu, înțelegi. Știu, dar oricum, deci pentru mine și pentru fratele Teo, noi suntem foarte bucuroși că am reușit să, într-un tiraj de 1100, uite, am dat aproape 800. Nu e nimic, mai sunt câteva sute. Aceste câteva sute, că aici vreau să ajung și o să îmi dai și tu concursul și mulțumesc pentru asta, aceste câteva sute... Eu vreau tot să ajungă, decât să ajungă ambalaj de cornete pe stadion, să ajungă în casele și în mâinile unor pescari, nu contează. El n-a știut să o comande, n-a vrut, nu contează. Dar poate că dacă îi pică în mână, s-o uita măcar pe la puze. Ia să văd și eu, bă, cum a început. Că e pescar. Cum a început aici? Așa a fost, bă, teribil. Bun. Repet, poate că părea ceva puțin forțat, dar fiind un scop nobil, eu zic că forțajul ăsta merită. Adică, domne, cu siguranță, da, cu siguranță, să le aruncăm sau să le dăm foc sau să le dăm la maculatură, astea 300 care mai sunt. Ele trebuie să ajungă la pescar. Trebuie să ajungă cu orice... la pescar. Că unul zice, ia mă, citești tot tu, bă, frate, că eu nu o citesc. Nu contează, tu am un pescar, eu dă. Și atunci, campania care începe astăzi este următoarea. Uite, Luci Pică, încă o dată îi mulțumesc. El o să ia, de aici o să ia de la noi 20 de cărți, pe care în următoarele, nu știu când lansează el, o să anunțe el pe site valoarea, nu mă pricepe, următoarele 20 de comenzi, nu știu de care va decide el, anunță pe site, pe Facebook, habar n-am, o să intre însoțite și de o carte crapii de curtea veche, iar pentru asta îi mulțumesc, da, mult de pe tot. Comenzile de pe cpk.ro o să anunțăm la momentul... Faci tu, vezi tu unde le bagi, de la ce valoare, potrivit, la unde, da, nu contează. Da. Contează că până acest moment... O să moment, existe 20 de comenzi care 20 de comenzi care o să primească gratuit, și o carte cu titlu carte gratuit, ceea ce sigur că eu consider că e bine și pentru noi, și pentru Cipică, și pentru doi, și pentru fenomen în general. Și până la urmă, așa am început și așa ne apropiem și de final. Repet, și ce vedeți aici, toată amenajarea asta și tot ce... cam pentru asta, despre asta este vorba. Și eu nu o să mă las, o să vezi, până invitații pe care o să-i aduc și care o să, repet, o să mă onoreze să vin aici, ușor, ușor vreau să reurnesc puțin căruța, care și eu simt Cipică că puțin el s-a mai împotmolit. Parcă au fost vremuri când căruța asta mergea parcă puțin mai bine. Dar nu neapărat banii care se facă. Dacă te uiți la registrul comerțului, am văzut cifre frumoase la firmele dar voastre. Hai să lăsăm banii deoparte, că sigur ei sunt foarte importanți. Dar să îi pomenești. Îi pomenim, da, dacă vrei, da, cu subiect și predicat. Da. Dar hai să-i lăsăm deoparte. Eu cred că căruța asta poate că merge un pic mai greu, cum spui tu, și tu s-o fi desumflat vreo roată, dar să știi că drumul e asfaltat, pentru că avem magazine bune, avem lacuri, asta e foarte important. Cel mai important. Ne mai trebuie. Dar avem unde să mergem la pescuit, spre deosebire de vecinii bulgari, care au o oarecare problemă în sensul ăsta. Iartă-mă, amenajarea de lacuri, mă rog,
business-ul ăsta de a deschide noi lacuri, o văd în ultima perioadă că s-a dezvoltat. Deci aud stânga-dreapta, a luat, a concesionat, amenajează, pune căsuțe, face, vrea să facă. Pentru că nu știe cum e nevoie. Da. Este adică, nevoie, dar mă bucur că... Da, dezvoltarea lacurilor și orice alt business în pescuitul sportiv merg mână în mână. Degeaba avem magazine multe și facem noi nadă multă dacă n-avem lacuri și invers. Eu aș fi și mai tranșant. Niciun invers. Nu, de acolo pleacă tot. Dacă n-ai pește, faci degeaba. Ai sigur că da. Sigur că da. Noi avem noroc. Noi avem noroc. Avem și lacuri multe, avem și ceva ape naturale. Auzi, avem delta. Avem delta care încă produce, sigur, încă produce pești. Sigur. Și pești și cum să spun, consumă pescari. Consumă pescarii mult. Că vorbim de boilers, lingurițe. Avem, este bine să se deschidă. Eu nu știu, cei care mă uitați la emisiunile mele, la Fishing and Hunting, de foarte mulți ani m-am dus oriunde, am auzit, nu mai spun că am zis și pe Facebook, m-am luat odată, n-am cerut un ban, că am primit un grătar sau un șpriț, dar l-am cerut pentru deschidere de lacuri. Lacuri noi, carpodroam, mai ales de crap. Trebuie să încurajăm și să ajutăm dacă putem. Sigur că da, păi fără pește nu suntem terminați, n-avem ce să facem. Da. Absolut, deci acolo... Este obiectul muncii dacă dispar lacurile. Dar avem noroc că lacuri și proiecte noi apar. Și apar proiecte bine făcute. E adevărat. Da. Din păcate, sunt și proiecte vechi care s-au stins și care ne-au... Da, sunt e și, firesc, Andrei. Sunt și nouă de... Da, știu, sunt de suflet. Asta e. E firesc să se întâmple asta. Da, din păcate. Bun, sigur că de... Știi la ce mă gândesc? Lacul ăla, da. Nu vreau să-i pomenesc numele, dar... Da. Avem amintiri frumoase acolo, asta e important. Superbe. Da. Superbe, dar pe care eu îți propun să le... Știu, acum poate că am făcut o discuție cam prea teoretică, n-am intrat în... Hai să vorbim, adică 2005, când am fost noi, sau 2008 la mondiale, sau... N-am intrat chiar în... A fost o discuție generală și eu cred că pentru început e bună, dar deoarece nici nu vreau să plictisim și nu o să stea nimeni să uite ore în șir la noi, îți propun ca după ce te întorci din Franța, poate te întorci tu cu niște poze, cu ceva, cu niște imagini mai mari. Asta e motivul pentru care mă duc. Pentru niște filmezi? Poze frumoase. O să încerc să și dacă filmez. Dacă nu știu telefonul, fă și tu ceva. O să încerc cadre. Să și filmez câte ceva. Fă și tu câteva cadre și pe urmă îți propun când te întoarce, chiar dacă vine toamnă, vine august, septembrie, nu contează, mai facem o emisiune și vorbim acolo numai de pește. Andrei, eu îți... Vreau să vorbim mai aplicat. Da, eu îți propun altceva. Te rog. Hai să facem treaba asta de pe malul lacului. Nu e complicat. Putem face și de pe malul lacului. Dacă are lac, la Tâncăbești. La Tâncăbești, e cel mai simplu. Putem să o facem și acolo una. Este... Da. O să fie așa, interesant. Așa, ai fost aici la studio la mine, îți mulțumesc, la mine interesant. Facem la Tâncăbești una când te întorci tu. Da, hai să facem una pe malul lacului. Avem foarte multe chestii de povestit. Avem. Și discuția poate merge, evident, în orice direcție vrem noi. Dar dacă revenim la ce se întâmplă cu fenomenul, eu cred că ce se întâmplă bine, sigur sunt multe chestii de ajustat, dar eu văd că trendul e bun, e bun. Față de acum 20 de ani sau de momentele pomenite de tine în carte, avem acces la informație, avem acces la scule, avem și ceva infrastructură, putem ajunge în 8 ore la Oradea dacă vrem e a doua sau a treia oară când pomenesc Oradea. De ce? Pentru lacul ăla. Că se cam învârte. Se învârte, că e lacul numărul 1 la România, ce să mai în acest sunt moment? Două acolo. Două, dar ăsta mai mare, că și sunt concursuri, dincolo nu sunt. Greșit. Sunt și acolo. Pe cu câte e? Cu 22. Unde? Cu 21. Tot cu 20. La Șacalul? Nu, la Cetariu. Eu credeam că zici la... la Cetariu. Da. Da, la Cetariu, la pești, mai mari sunt peștii de anii. Cel mai mare pește în continuare la Cetariu, să știi. Nu cel mai mare pește, bă, băiatule, tu ai văzut medie în 12? 25 de kg medie la 12 pești? Da, mă, sigur că am văzut. Deci sunt mulți. Sigur că sunt mulți. Sunt cei mai mulți. Dar, lacurile cu captori impresionante din România, sigur că și la Tâncăbești există. Dar la Oradea sunt două lacuri. În județul Bihor, ai dreptate. Da? Nu? Da. Lângă Oradea sunt două lacuri cu cei mai mari pești din țară. Da, ai dreptate. Despre asta discutăm. Să sigur că da. Așa că spune mie că de două ori pe an filmez acolo, deci știu foarte bine. O să tot pomenim de Oradea. Concluzia emisiunii de astăzi și cred că cu asta ne-am lămurit, m-aș bucura să fi băgat la cap și să fi văzut
ce gândește Cipică, până la urmă, nu mă ascund după vorbe, dar asta e adevărul, frate, în domeniul crapului, nu cred că greșesc când spun acum, din punct de vedere al producătorilor, nu vorbesc magazine online, producători, branduri de ăștia de producători, în top sunt două, zic eu. CPK și SNZ. Asta e părerea mea la volumul de vânzări. Asta e părerea, ăsta e adevărul, nu? Ăsta e adevărul. Bun. L-ați avut aici, de SNZ, vă mai vorbesc și eu o parte, poate că mai vorbim și cu Vlăduț, o să vorbim în viitor. Nu știu dacă o să fie, știe să ne explice, dacă nu poate ne explică în viere. Cineva tot ne explică și la Senzor ce se întâmplă în acest moment, că eu nu pot să explic decât cum am început, dar ați avut în față astăzi și, da, repet, asta consider că e important și de asta am făcut acest podcast cu Cipică primul, un om sus aflat în topul business-ului de pescuitul de crab în România. Nu e nicio rușine, frate, asta e, dacă cu asta se ocupă omul. Da, asta face. N-are cum să fie o rușine, este o mândrie. O mândrie este pentru o mândrie, mine. Dar care a plecat de mic, cât a fost de pasionat, cât a cheltuit tasul. Nu mai contează. Nu mai discutăm, ca să ajungă în acest punct în care să dea Dumnezeu să rămână cât mai mult, să mai scriem și volumul 2 din 2008, în care de asemenea poate să joace un rol important și să-l mai vedem pe la podcasturi. Îți promit că facem o emisiune împreună la Tâncăvești. Cu mare drag, Andrei, oricând. Pe malul lacului, în care vom vorbi mai de dulap, mai de puțin de la. Acum am vorbit. Știi că putem vorbi despre ce se întâmplă în lumea pescuitului sau mai ales despre ce se întâmpla pe vremuri. Și de ce nu chiar cu niște arcepe sau cum să zic, arcuri peste timp. De ce nu? Putem vorbi zile în șir. Pentru că avem amintiri frumoase împreună, am luat parte împreună la multe evenimente memorabile de care mi-e dor. Și încheierea este următoarea. Seria aceasta de podcasturi, îi mulțumesc lui Cipică că a venit și am început cu el, nici nu exista o persoană de putere mai nimerită să încep treaba asta decât cu el. Cam așa, în acest tango o să desfășoare aceste podcasturi, nu o să fie de scandal, nu o să fie nimic bombastic, nu o să fie balamuc. Pentru asta avem TikTok-ul, aveți unde să dăm peste cap, cădem pe jos, ne aruncăm în apă, dăm cu lovelele, putem face orice. Aici se discută la un nivel, repet, eu consider că ce facem noi aici, o să fac eu aici, este puțin tel mai mult chiar decât pescuit. Nu cred că să l-ați auzit niște lucruri pe care ai Cipică azi, nu cred că le știați. Și eu consider că mai sunt lucruri de zis, dar o să ne vedem cu Cipică și cu altă ocazie. Mulțumesc ăsta pentru invitația, Andrei. Ăsta a fost primul podcast, ăsta a fost Ciprian Nene. Prietenul meu, copilul meu vechi de tot la începutul anilor 2000, te-am pupat, vă pupă toți, ne vedem la altă emisiune.